De joi, nicio garnitură de tren nu a mai plecat spre termocentrala Mintia, iar capacitățile de stocare de la exploatările miniere în activitate din Valea Jiului sunt la limita superioară. Sunt uh, probleme de săptămâna trecută uh, în ceea ce privește livrarea de vagoane către sucursalele miniere. Uh, din cauza uh, unor uh, restanțe, neplătite de către Complexul Energetic Hunedoara. Vreau să vă spun că în dimineața asta uh, am fost la directorul general al Complexului Energetic Hunedoara și m-am informat iar contractele pe care le avem încheiate cu CFR-ul nu prevăd o astfel de abordare în cazul neplății facturilor. Uh, de aceea noi considerăm că acest lucru este un uh, abuz uh, din partea CFR-ului uh, și am și uh, anunțat pe căile noastre, începând de la structurile confederative, la structurile ministerului, domnul secretar de stat, domnul Vișan, am vorbit astăzi de două ori cu dânsul, am uh, semnalat și am vorbit telefonic și cu domnul prefect, pentru că situația este una extrem de critică, astfel pot să vă spun că la Lupen și la Lonea sunt descărcate silozurile pe linii și împinsă producția cu tractoarele, iar... Uh, iar de la vulcan, de la noapte, va fi o problemă, o problemă extrem de complicată, vulcanul nu având un perimetru foarte mare ca să poată să facă uh, acest lucru. La exploatarea minieră-livezeni, producția fiind mai mică, nu, nu există astfel de, de apăsări în ceea ce privește scoaterea ei și însilozarea ei în capacitățile pe care le avem la livezeni. Este pentru prima dată când minele din vale se confruntă cu această situație, iar dacă nu se va găsi o soluție la timp, minerii nu vor mai intra în subteran de miercuri decât pentru lucrări de întreținere. Astăzi, reprezentanții minerilor s-au deplasat la Deva pentru a avea o discuție cu prefectul pe acest subiect.